Revenită după 17 ani în arena europeană, FC Argeș Dacia își dorește o victorie la un scor liniștitor în prima partidă a turului preliminar al Cupei UEFA contra azerilor de la Dinamo Baku. Jucătorii piteșteni s-au pregătit cu seriozitate pentru meciul de miercuri, transmis în direct de Prima TV începând cu ora 17, conștienți că, deși pornesc cu prima șansă, subestimarea adversarului ar putea aduce dureri de cap. Nu știm absolut nimic despre această echipă și, ca de obicei, omul se teme de necunoscut. Așa și noi trebuie să ne temem de echipa din Baku până vedem ce îi poate pielea. Crezi că o echipă din Azerbaijan vă poate pune probleme? Echipa lor, nu știu la momentul actual, dar singura echipă care poate să ne pună probleme suntem noi înșine. Cu o zi înaintea partidei, Silviu Dumitrescu a condus la Curtea de Argeș o scurtă și ultimă ședință de pregătire, punând accent în special pe îmbunătățirea jocului ofensiv. O deosebită poftă de gol au arătat Mutu și Barbu, doi jucători în care suporterii piteșteni își pun mari speranțe. Sper să nu ne pună probleme așa mari. Va fi un meci greu, sper să facem un joc spectaculos, să încununăm cu un rezultat pe măsură. Crezi că după prima partidă puteți tranșa soarta calificării? Cu puțin noroc, cred că da. Și să fac datoria să marchez, dar nu neapărat eu să dau gol, ci oricine din echipă poate să dea gol, important este să câștige echipa. Pentru meciul cu Dinamo Baku, indisponibil sunt Diță și Cristescu, dar acest fapt nu l-a împiedicat pe Silviu Dumitrescu să ofere 11-le de început. În poartă Vintilă, jucător de câmp Mogoșanu, Gâlmencea, Bogoi, Năstase, Clivac, la mijloc Bălașa, Bratu, Mutu, în atac Bârde și Barbu. O formulă de start care se speră să fie cea câștigătoare. Revenirea Argeșului în cupele astea europene sper să fie de bun augur. Băieții se pare sunt conectați la miza jocului și sunt hotărâți să depășească acest tur preliminar. Delegația azeră a aterizat luni noapte pe aeroportul Otopeni, având în componență doar 22 de persoane. Niciun suporter sau ziarist nu a urmat echipa pe ruta Baku-Țiurich-București. A lipsit de la apel mijlocașul Zaghirev, care a avut probleme cu pașaportul chiar cu poliția de frontieră din propria sa țară, urmând a sosi abia în ziua meciului la Pitești. Îmbrăcați în treninguri și încălțați unii dintre ei în șlapi, jucătorii lui Dinamo Baku au lăsat impresia unei echipe modeste din toate punctele de vedere. Dar președintele clubului, Ciamir Musaev, directorul companiei de utilaj petrolier din Baku, sponsorul echipei, deși crede că fotbalul românesc este renumit în Europa, a refuzat să dea drept favorită vreuna din echipe, semn că azerii au venit deciși să-și vândă scump pielea. Zbornă strană silnă, igra campionatul mira. Da, dacă avem o echipă puternică națională care participă la campionatul mondial și bănuiește că și echipa de club este echipă puternică. De la aeroport, oaspeții au luat drumul Piteștiului, unde vor rămâne până vineri la Hotel Muntenia, întrucât până atunci nu vor avea avion de întoarcere.